Hai, salut, prieteni! Astăzi vorbim despre Charm V2. Am o recenzie la Charm V1. Singura diferență între primul atomizor RDA, făcut de către MarkBugs, și acesta este postul de plus schimbat. Aici aveam un post care îi spuneam eu daltă. Îl foloseai la drip foarte ok, în special pe dual coil. Când dripuiai, împărțea picătura, pur și simplu îți alimenta și coilul din stânga și coilul din dreapta. Aici este mult mai ok, cel puțin dacă folosești acest tip de mod. Am aici un DNA 40, squanker, am 7 ml, pur și simplu apeși și vezi exact cum lichidul îți alimentează rezistențele. În cazul de față, eu am o rezistență de 1,1 pe nicrom, o rezistență ok. O să spun de metele, deși aici este un lung inhale restrictiv. Am aerul deschis maxim jos, am închis aerul în partea de sus și dă cam așa. Deși am mai testat genul ăsta de atomizoare, bottom feeder, mai ales cu legile astea noi care apar, mi se pare cel mai ok. Dacă ai un dripper foarte bun, în cazul de față Charm-ul V2, pur și simplu apeși, lichidul țurcă, e dat drumul, îl trage înapoi. Pentru cei care sunt la început și mă urmăresc, este cel mai ok setup, în special când lichidul, chiar dacă depășește concentrația 80-20, tinde să se lichifieze, începe să inunde, să bolborosească. Aici pur și simplu nu ai nicio treabă, nici cu dry heat, chiar dacă folosești 90-10, am folosit și 90-10 pe squanker, pur și simplu apeși, e viscos, urcă și merge impecabil. Diferența la aromă, oricum este un campion la aromă, nu este nicio. Mulți spun că chestia asta, ai camera redusă de vaporizare și ai un plus de aromă. Este același, un atomizor pe 21 de mm, perfect realizat. 100% România, este top. Înăuntru am un lichid. Încă am prototipul meu care am vrut să-l scot de lichid, probabil o să scot doar aromă. Este arogan tabaco, 6 mg nicotină, undeva 70-30. Este impecabil. Nu dețin foarte multe, nu sunt, n-am fost un mega fan de squank, de button feeder, de atomizoare care îți dai lichidul de jos în sus, dar sunt suficienți. DNA-ul ăsta 40, îl țin pe 20W, am o rezistență de 1,1 și îmi dă undeva la 4,6V. Este impecabil pe feta asta. Cu un VTC6 am avut autonomie de peste o zi jumate, baterie nouă în el. Încerc să vin în fața dumneavoastră cu noul atomizor și anume Chalice V4. Este un diametru mai mic, single coil, este destinat în special cu siguranță pentru metele, este un atomizor de flavor, o să încerc să vin în fața dumneavoastră. Dar am vrut să vin cu acest update cu Charm V2. Ați văzut, postul este modificat. Până una alta, le las un pic la macerat. La chimia lui Zbora, de obicei, nu fac recenzii la arome, doar la lichide gata făcute. Acum o să fac o excepție. Și am aici Strawberry Custard, în viitor la chimia lui Zbora, și Orange Custard. Va mai fi o aromă, o să vin și să vin în fața noastră. Aromele sunt făcute de către, poartă numele MarkBugs. E top! Până atunci, ce să vă spun, vă pup, ne vedem la Verona, va fi și Mark la Verona. Sper cine poate să ajungă la Verona, nu o să fac un material video, o să încerc să fac un live și să vin în fața noastră cu câteva poze. Până atunci, apropo, astăzi îi spunem lui Alexander, lupul de pe Best Vape, la mulți ani, big up și mulțumim încă o dată pentru ce a contribuit în comunitatea noastră de vaping și ne vedem la Verona, Vape On!